Daniel Lazar ne-a vorbit despre cei doi câini maidanezi pe care îi are, care sunt foarte independenți și față de care are foarte multă grijă să nu îi deranjeze și ține în primul rând cont că au și ei nu numai tabieturile, cât și traumele lor. Și cu această ocazie aș vrea să ne vorbești despre cum ar trebui să ne comportăm cu un câine adoptat care ar putea să aibă traume. Câinii maidanezi care au trecut prin viața asta pe stradă sunt foarte complexi în exprimare, adică ei au învățat de mici, relaționând cu adulții alături de care s-au născut, niște mesaje extrem de subtile de care trebuie să țină cont ca să poată să fie acceptați, să poată să conviețuiască în grupul acela. Atunci când sunt adoptați, când sunt acceptați la noi în curte, ei vin cu acest bagaj de semnale, de mesaje, de comportamente, de comunicare și de conviețuire. E o chestiune puțin totuși și de empatie. Dacă simți un pic pentru acel animăluț dragoste, nu vrei să-l deranjezi, vrei să-i fie cât mai bine, atunci ești atent la ce semnale transmite. Pentru că ei transmit, acum sunt stresat, acum mă simt cam presat, mă încolțești, parcă n-aș vrea asta, nu știu ce vrei de la mine în momentul acesta și parcă aș vrea să te oprești. Și sunt expresivi, că așa au învățat ei de-a lungul timpului, să fii expresiv, fiind expresiv și arătând prin limbajul corporal ce le convine, ce nu le convine, când au dispoziție de joacă, când nu vor să fie deranjați că mănâncă, când sunt dominați și trebuie să îl calmeze pe cel care domină ca să se liniștească un pic. Au învățat să folosească aceste semnale pentru a nu consuma energie luptându-se sau având reacții directe, ok? Și și-au dat seama din experiența vieților pe stradă că aceste semnale de calmare subtile dau rezultate. Și tot Daniel spunea că dacă găsim un câine maidanez, bine, nu prea mai sunt în București câini maidanezi, care chiar are o tendință agresivă să ne latre, să ne alunge de pe teritoriul lui, dacă îi vorbim frumos, chiar ar putea să avem o surpriză să ne conducă până acasă. Da, sigur că da. Niciodată eu îi învăț pe toți oamenii și pe vremea când erau maidanezi pe stradă, îi învățam pe oameni să nu încerce să rezolve o situație din aceasta de pe stradă când sunt lătrați de maidanezi, căutând să ia pietre să arunce după ei. Pentru că gesturile acestea îi provoacă și mai tare, le dau certitudinea acelor câini că într-adevăr sunt în conflict și ei trebuie să forțeze un pic nota ca să-l intimideze pe intrus. E, dacă noi suntem, să zic așa, non-combat și arătăm la rândul nostru niște semnale de liniștire a câinelui, folosim și un ton relaxat și o mișcare lentă, fină, gesturi relaxate. Pur și simplu câinele se liniștește și își dă seama că nu ești un pericol, nu este teritoriul pe care el consideră că și l-a revendicat în pericol și atunci începe să te tolereze. Dacă mai vii și mai plusești și cu niște mâncare, deja ești cel mai bun prieten. Vreun sfat pentru cei cărora le e frică de câini? Câinii de pe stradă, mai ales? Mai greu întâlnesc acum câini pe stradă, dacă totuși se întâmplă asta, este de preferat să nu stea să-i confrunte. Să încerce să se uite în altă parte, să aibă un pic de răbdare. Câinii între ei au foarte multă răbdare atunci când comunică. Pot să stea secunde în șir. Și față-n față, da, înseamnă conflict. Adică exact. Înseamnă că și atunci dacă nu te retragi, nu fugi, nu te întorci să provoci câinele să te urmărească, da, dacă stai totuși pe loc și te uiți în altă parte și chiar vorbești pe un ton relaxat cu câinele, acela se iese din starea de conflict, da, și începe să te studieze, să miroase, să se apropie sau să nu se apropie, dar să se ducă ușor-ușor să se îndepărteze. Și după aceea, dacă vede că tu stai liniștit suficient de mult timp, se duce, se așează și el în poziția culcat și te lasă să treci.